Jucătorii naționalei de tenis a Moldovei au cules primele roade în noul sezon al Cupei Davis. Tricolorii au câștigat la limită partida susținută astăzi în fața Maltei. Selecționata de tenis masculin a Republicii Moldova a reușit prima victorie în cadrul grupei B a zonei a treia europene din Cupa Davis. Tricolorii basarabeni s-au impus la limită, scor 2-1 în fața Maltei, după ce în prima zi a competiției găzduite de Bulgaria, moldovenii au pierdut cu 2-1 partida contra Islandei. În duelul cu maltezii au punctat Maxim Bulat, care l-a învins cu 6-0, 6-4 pe Denzil Agius, și cuplul Andrei Ciumac-Dumitru Bascov, care au învins cu un dublu de 6-1 perechea Matthew Asciac-Omar Suzuka. Întâlnirea dintre Andrei Șoltoianu și Matthew Asciac s-a terminat cu victoria maltezului cu scorul de 6-1, 6-1. În următorul meci, Moldova va întâlni echipa Macedoniei.